Lunca Dunării este un spațiu creat natural pentru revărsarea apelor mari, după care apele se retrag înapoi în matcă. Datorită schimbării climatice în ultimii ani, observăm că se produc tot mai multe fenomene foarte intense. Într-un timp relativ scurt se produc aceste inundații. Fluviul Dunărea acumulează foarte multă apă datorită afluenților. Aceste inundații și aceste debite excesive nu prea au unde să se reverse. Nu au fost menținute lungile inundabile ale Dunării și practic apa își câștigă teritoriul pierdut în anii trecuți. De aceea trebuie lăsate aceste lungi inundabile, la debite mari apa vine, se revarsă și se retrage în mod natural înapoi în matcă. Acum 50-60 de ani lumea era mult mai prietenoasă cu natura, erau mult mai conștienți că avem nevoie de ea, pentru că natura întotdeauna a dat viață, nu poți să iei, ci trebuie să-i și oferi. E nevoie de reconstrucție. Să fie refăcut, să fie renaturat, așa cum era odată. Balta Nedeia, Balta Bistreț, Balta Potelu. M-am născut pe malul fostului lac Potelu. În prezent nu mai există acest lac. Avem un deșert în toată regula, așa cum se vede. Ia uitați-vă ce avem aici. La topirea zăpezilor în lunga Dunării chiar sunt probleme. În 2006 am trăit niște perioade cumplite. Dunărea și-a revărsat apele din fluviu pe teritoriul localității actualmente satul Rastu Vechi. 700-800 de hectare pline cu luciuri de apă care avea o înălțime de 4 metri. Prin crearea acestor bălți, lacuri, am vrea să dezvoltăm zona turistică și piscicultura. Balta Bistreț asigura consumul la jumătate din țara asta. Iar și pe stema noastră comunei avem peștere. Dar momentan lipsește. În fiecare an, acest deșert se deplasează către răsărit, să realizăm renaturarea acestui lac, fost lac Potelu. Bălțile au constituit sursa de hrană a comunităților din apropiere. Se creează și locuri de muncă fără să fie împins de la spate, să stai tu să-l conduci. Își creează singuri. Nu ne trebuie mari eforturi financiare. Dumneavoastră ați făcut acolo la Mahmudie un lucru extraordinar și de care lumea începe să se bucure. Aici avem habitat de păsări, pelicani, pește. Mă ocup cu turism în zona Mahmudie. Până în anul 2016, aici, în cinta Carasuhat, era islas comunal. Zona asta nu erau turiști, nu. Nu, că nu aveau ce face, nu aveau ce vedea, nu aveau... Era ca și cum te-ai duce pe câmp, nu? Acum avem în jur de 15 pensiuni care nu asigură cererea. Acesta e marele avantaj, pentru că lumea a început să întreține din turism. Cele 1000 de hectare le-am cedat practic locuitorilor, mai mult de astea le-am să dezvoltăm turismul. Ăsta e viitorul Mahmudiei. Oamenii să vină să vadă ce s-a făcut, că existăm și noi pe hartă, nu? Ca turism, da? Pe harta turistică a României. După ce s-a renaturat, nu, înainte nu era, nu. Pregătim plasele, așteptăm să vină apa.